Salut, suntem la Arti. Am decis să mănânc toate produsele astea de aici. O să punem niște lapte cald deasupra. Lăsăm 5 minute, probabil e prea mult. Și după aia mâncăm eu și Mugur la lingură toată treaba asta. Acum are loc cântărirea produselor înainte de înmuiere. Iată procesul de turnare a laptelui peste fursecuri. Iată, să ajungă la toate, așa, de le pe spate, frumos, așa, gata. Asta a fost, dăi. Ia uitați cum arată fursecuri la Arti, în București, pe Amiral Urseanu, numărul 1. Urmează să intre la treabă Traian și Mugur. Procedura. E pe 0 lei, da? Cum se bea laptele după aia? Laptele o să-l bem după aceea cu castronul. Aia trebuie filmat. Și nu uitați că se filmează, deci nu vorbiți pe filmare. Bă, nici nu știți ce pierdeți, deci e ceva... Și zici că ce nu vreau mai produs. Avem lapte cu scorțișoară. Și aceste fursecuri minunate de post. De post. Laptele lui. Laptele era vaca vegetariană. Au și nucă. Ai simțit, da? Au zis jos, se întâmplă un concert live de habanero, o muzică latino cubaneză. Numai cubaneză jos. Arti Cafe. Cafe? Tea House. Tea House. Tea House. Foarte bun. Bun! Foarte bun!